Nașterea Maicii Domnului. Fecioara Maria s-a născut în orașul antic Nazaret, situat la o depărtare de aproximativ 100 de kilometri de Ierusalim. Cea mai mare parte a locuitorilor așezării erau păgâni, motiv pentru care iudeii nu aveau o părere prea bună despre ei și vorbeau adeseori cu dispreț despre această așezare, spunând: din Nazaret poate fi ceva bun, dar acestui neînsemnat oraș i-a fost menit să devină loc sfânt pentru toți creștinii, după marea întâmplare săvârșită în el. Cu mulți ani înainte de nașterea lui Hristos, trăiau în Nazaret drepții Ioachim și Ana, o pereche binecuvântată de Dumnezeu. Ioachim se trăgea din seminția lui Iuda și avea ca strămoș pe regele David, iar Ana era fiica mai tânără a preotului Matan, din seminția lui Aron. Deși cei doi soți, Ioachim și Ana, se trăgeau dintr-un neam regesc și arhieresc renumit, ei n-au moștenit nici onorul regești, nici vaza strămoșilor, căci neamul lor, vestit odinioară, care ocupase tronul străbun în decursul a mai multor viacuri, aflându-se în captivitate după cucerirea Imperiului Iudaic de către Nabucodonosor, și-a pierdut cu totul însemnătatea, contopindu-se în cele din urmă cu poporul de rând. Se poate spune că Ioachim și Ana, trăind în modestie în Nazaret, ca cetățeni simpli, au moștenit de la regele David doar credința și evlavia. Amândoi se distingeau deopotrivă prin umilință și îndurare față de aproapele lor. Pentru bunătatea și osârdia lor, Domnul Dumnezeu i-a răsplătit cu avuție îndestulată. Însă Ioachim și Ana nu întrebuințau averea lor doar pentru ei. Două părți ce le prisoseau le dăruiau pentru frumusețarea bisericii lui Dumnezeu și pentru ajutorarea săracilor. Soții evlavioși, trăind în chipul acesta după poruncile lui Dumnezeu și bucurându-se de pacea sufletului, păreau deplin fericiți. Însă, în realitate, această fericire era înșelătoare, căci ei nu aveau copii. Din acest motiv, amândoi erau întristați, iar mai târziu deveniră melancolici și neliniștiți, cu atât mai mult cu cât la vechii evrei lipsa de copii era considerată o mare nenorocire pentru familie. Soții fără copii pierdeau chiar unele drepturi cetățenești, erau disprețuiți și batjocoriți, aievia unor desmoșteniți de însuși Dumnezeu și lipsiți de binefacerile lui. Ioachim și Ana se rugau cu mult zel lui Dumnezeu ca să le dăruiască copii. Întrucât trăiau de 50 de ani împreună, grea li se părea viața fără sprijin și mângâiere la bătrânețe, fără nădejdea de a avea urmași ai neamului lor vechi, renumit, cu atât mai mult cu cât urmașilor lui David era dată făgăduința că din ei se va naște Mântuitorul lumii. Drepții Ioachim și Ana trăiau astfel cu umilință, silindu-se cât era cu putință, a plăcea mai mult lui Dumnezeu prin faptele lor bune, dar cu toată blândețea și supunerea lor în voia lui Dumnezeu, nu puteau să nu se întristeze uneori de batjocora și disprețul care trebuiau să le îndure adesea din partea semenilor lor,
pentru că n-aveau rod. Odată, acest dispreț a fost exprimat în public, întristându-l profund pe cucernicul Ioachim. Anume, la o sărbătoare, Ioachim, voind să împlinească la timpul hotărât legea lui Dumnezeu, a intrat în templu din Ierusalim cu dorința de a aduce jertfă lui Dumnezeu. Preotul însă nu a primit darul lui Ioachim, zicându-i: tu nu ești vrednic a aduce jertfă lui Dumnezeu, fiind bărbat care nu are copii binecuvântați de Dumnezeu. Negreșit, ești pedepsit cu aceasta pentru anume păcate ascunse ale tale. Această mustrare îl întristă pe dreptul lui Ioachim și mai mult, îi se părea că a greșit atât de tare, încât Dumnezeu pe bună dreptate îl pedepsește cu lipsa de urmași. Gândul acesta îl descurajă și îl întristă atât de mult, încât părăsind Ierusalimul, nu se mai întoarse acasă la Nazaret, ci plecă în pustiul îndepărtat, pe un munte, unde păscând turmele sale, petrecea departe de oameni, 40 de zile în post și rugăciune, cerând îndurarea lui Dumnezeu, rugându-se cu lacrimi să-l scape de disprețul oamenilor și să-l binecuvinteze cu un fiu la bătrânețe, precum l-a binecuvântat pe Avraam, să-i dea putința de a se numi tată măcar la vârsta înaintată și a nu fi dezmoștenit de Tatăl Ceresc și de oameni. În timpul acesta, Ana, aflând despre fapta bărbatului ei, se întristă la rândul și după umilința ei, se simțea vinovată. În răstimpul cât a stat astfel, departe de Ioachim, vărsă multe lacrimi, postind și rugându-se lui Dumnezeu ca să se îndure de ea și să o binecuvinteze la bătrânețe, precum a binecuvântat-o pe Ana, mama prorocului Samuel. Aflându-se într-o asemenea stare sufletească, Ana intră odată în grădină cu gândul de a se ruga și, ridicând ochii la cer, văzu printre ramurile unui laur două păsări mici. Vederea puilor o întristă și mai mult, spunându-și: vai mie, rămasă singură dezmoștenită de Dumnezeu și disprețuită de toți, cu cine mă asemăn? Totul în natură naște și crește, toți se bucură de copii, numai eu nu cunosc această bucurie. Nu mă pot asemăna nici cu păsările cerului, nici cu animalele sălbatice. Atât unele cât și altele aduc fructul lor ție, Doamne, numai eu rămân fără fruct. Eu nu mă pot asemăna nici cu apa, nici chiar cu pământul, deoarece și ele aduc fructele lor lui Dumnezeu. Numai eu sunt fără rod, ca pustiul fără apă, fără viață și fără plante. O, vai mie, vai mie! Tânguindu-se astfel, Ana îl rugă cu lacrimi să nu o lipsească de îndurarea sa, pe care o află de la Dumnezeu până și făpturile necuvântătoare, făgăduind de a închina pruncul ce avea să se nască Bisericii lui Dumnezeu. Abia rosti Ana cuvintele ultime, când numai ce a apărut înaintea ei Îngerul Domnului și zise: Ana, rugăciunea ta a fost auzită de Dumnezeu, tu vei zămisli și vei naște o copilă binecuvântată, mai aleasă decât toate fecioarele pământului. Prin ea se vor binecuvânta toate neamurile și se va mântui întreaga lume și ea se va chema Maria. Ana, auzind aceste cuvinte, se închină solului ceresc și repetă înaintea lui făgăduința sa de a închina prunca ce avea să se nască Bisericii Domnului
spre a sluji lui zi și noapte, lăudând astfel numele lui în toată viața sa. După aceasta, Ana grăbi cu bucurie cucernică spre templu din Ierusalim pentru a se ruga și a da mulțumire lui Dumnezeu. În acest timp, după bunăvestirea Anei, Îngerul Domnului se arată și lui Ioachim în pustiu și îi zice: Dumnezeu a primit rugăciunile tale și îți arată îndurarea sa. Femeia ta, Ana, va naște o fiică, iar nașterea ei va aduce bucurie mare întregii lumi. Și iată semnul adevărului cuvintelor mele: du-te la Ierusalim, în templul Domnului, și acolo, înaintea porților de aur, te vei întâlni cu femeia ta, căreia i-am cuvântat vestea bună. Când Ioachim auzi acestea, o bucurie mare cuprinse inima sa și începu a mulțumi lui Dumnezeu pentru îndurarea arătată față de el. Apoi se îndreptă în grabă spre Ierusalim, unde într-adevăr o întâlni pe Ana în templu, rugându-se lui Dumnezeu. Aici, înaintea porților de aur, își împărtășiră unul altuia amănuntele arătării cerești și aduseseră jertfă Domnului, după care se întorseseră cu nespusă bucurie sufletească spre casă, deplin convinși că vor primi cele făgăduite de Dumnezeu. În ziua bunei vestiri a Îngerului Domnului, Ana zămisli, iar după trecerea timpului cuvenit, născu o fiică, căreia îi puse numele Maria. Bucuria părinților era mare. Drept mulțumire lui Dumnezeu, Ioachim aduse jertfă îndestulată în templu, primită cu plăcere de către preoți, însuși arhiereul binecuvântându-l ca pe un bărbat vrednic de binefacerile Domnului. Copila Maria fu crescută de către Ioachim și Ana cu gingășie și adevărată iubire părintească, ocrotind-o ca pe o comoară dăruită lor de însuși Dumnezeu. Pentru rugăciunile preasfintei născătoarei de Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.